găsit tuturor la horoscopul zilei de 21 martie 2021. Simbolul duminicii de astăzi este un fluture, ale cărui aripi sunt iluminate, una de soare și cealaltă de lună. În această zi, energiile masculine și feminine se unesc, există armonie și pace în lume. Atât distracția activă, cât și odihna liniștită sunt favorabile. Faceți ceea ce vă interesează cel mai mult, din inimă. Dacă există lucruri neîmplinite în viața voastră, nu ați avut suficientă putere sau curaj pentru ceva, astăzi puteți face în siguranță o a doua încercare. Ziua este de bun augur, iar planetele vor ajuta. Pentru a menține starea de spirit pozitivă, este bine să mergeți într-o călătorie sau excursie. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. Indiferent cât de complicată este situația de acasă, ai un plan de acțiune care îți oferă șansa de a îmbunătăți orice relații cu cei dragi. Îndreaptă-te direct către țintă și nu îți pierde timpul cu prostii. Din fericire, datorită logicii, vei evita majoritatea pericolelor. Din punct de vedere al sănătății, nu va trebui să intrați în panică. Pentru majoritatea dintre voi, ziua va fi marcată de mari frământări interioare, începutul unei perioade de creștere personală importantă, dar doar câțiva vor avea o mică problemă de sănătate. Sfatul zilei de astăzi, pe termen lung, sinceritatea sinceră ajută întotdeauna la degajarea atmosferei. Taur și ascendent în Taur. Ferește-te de impulsurile violente cauzate de climatul astral ridicat al zilei. Nu vei putea să te controlezi pe deplin. De asemenea, cu orice preț, evită situațiile care îți pot declanșa agresivitatea. Încearcă să abordezi provocările de astăzi cât mai simplu posibil. Aceasta este singura modalitate de a-ți asigura o eficiență ridicată. S-ar putea să te întrebi dacă eforturile tale vizează un scop rezonabil, dar asta nu ar trebui să te oprească. Dacă munca ta este considerată inutilă de alții, nu îi asculta. Sfatul zilei de astăzi, mai bine să fii înțelept acum decât să-ți ceri scuze mai târziu. Gemeni și ascendenți în gemeni. Optimismul de neoprit poate fi o sursă de eșec dacă nu îți controlezi emoțiile în prealabil. În primul rând, încearcă să gândești logic și să urmezi faptele pe care le ai. Nu-ți imagina prea mult, te poți baza doar pe propriile abilități. Relațiile tale conjugale actuale vor înflori într-o înțelegere fizică incomparabilă. Acest lucru este extrem de important deoarece astăzi, mai mult ca oricând, vei fi foarte sensibil la bucuria senzuală. Aceasta este cea care îți va condiționa bucuria de a trăi, fericirea ta. Sfatul zilei de astăzi, fă-ți timp pentru ceea ce ai pus pe primul loc în viața ta. Rac și ascendent în rac. Nu te plânge de soarta ta. În schimb, acționează pentru a-ți atinge visele. Nu vrei să experimentezi singurătatea chiar acum, așa că vei face tot ce este nevoie pentru a-ți găsi o companie. Dacă încă nu ai găsit persoana dragă, vei simți o mare dorință de a o găsi. În căutarea ta, nu uita să nu te asociezi cu cineva care nu este pe deplin confortabil pentru tine. Nu construi nimic doar pentru a-l face să existe. Toate relațiile ar trebui să aibă o valoare reală. Nu trebuie să fie un produs substitut care umple inima cu un substitut pentru fericire. Sfatul zilei de astăzi. Nu simți că toată lumea care te iubește știe automat de ce ai nevoie pentru a fi fericit. Leu și ascendent în leu. Este un sentiment fantastic când poți începe o nouă zi într-o dispoziție atât de pozitivă. Indiferent de orice probleme persistente sau potențiale probleme care se ivesc la orizont, ești gata să faci un pas înainte.
Nu totul vine ușor, dar nu renunți și faci ceea ce trebuie. Ascultă-ți intuiția. Dacă îi urmezi instrucțiunile, nu va trebui să pierzi timpul vorbind în gol, să fii nervos și să îți faci griji pentru fleacuri. Sfatul zilei de astăzi. Când începi să experimentezi insecuritate emoțională, riști să dezvolți conflicte. Fecioară și ascendentă în fecioară. O situație incomodă va rezulta din a fi prea deschis în a arăta afecțiune. Din păcate, nu vei putea să-ți ții gura și să spui prea multe cuvinte. Toată lumea va ști cum te simți acum, ceea ce la rândul tău poate duce la nesocotirea acțiunilor tale. Viața de familie este probabil să fie deosebit de plăcută. Înțelegerea va fi bună cu soțul și copiii. În plus, ei se vor simți foarte aproape de tine și vei fi destul de predispus la cheltuială, atât pentru tine, cât și pentru cei pe care îi iubești. Sfatul zilei de astăzi. Folosește-ți experiențele din trecut pentru a acționa cu bun simț și eficiență. Balanță și ascendent în balanță. Te vei simți inspirat astăzi pentru că dintr-o dată vei începe să vezi oportunitățile care ți se deschid. Când privești spre viitor, poți vedea clar ce poți realiza. Cu toate acestea, trebuie să acționezi acum. Nu are rost să mai aștepți. Sectorul banilor va continua să fie protejat. Vei avea în continuare posibilitatea de a beneficia de oportunități interesante. Dacă ai de luat o decizie financiară majoră, fie să cumperi sau să investești, acum este momentul. Vei avea toate activele în mână pentru a face alegerea corectă. Sfatul zilei de astăzi. Împărtășește-ți opiniile astfel încât să nu jignești pe nimeni. Scorpion și ascendent în Scorpion. Te enervezi când cineva vine cu o idee bună, una după alta, dar nu implementează niciuna dintre ele. Crezi că uneori este mai bine să gândești mai puțin și să faci mai mult. Așa vei aborda sarcinile tale astăzi. Dar nu face promisiuni mari și nu te angaja în neglijență. Euforia și bunătatea ta actuale te pot duce într-adevăr prea departe. Pe de altă parte, evită complicațiile în prietenie. Caută compania oamenilor stabili în care poți avea încredere și te va salva de o mulțime de greșeli. Sfatul zilei de astăzi. Deschideți inima la fiecare schimbare care vine. Săgetător și ascendent în Săgetător. Vei petrece această zi într-o pace relativă și fără surprize. Nu uita să nu refuzi cooperarea dacă primești o astfel de ofertă. Interacțiunea umană este acum o parte foarte importantă a satisfacției personale. Ai o relație excelentă cu prietenii tăi. Cu toate acestea, nu pune încredere deplină în unii dintre ei, deoarece vor exista riscuri de neloialitate mai mult din slăbiciune decât din răutate. Sfatul zilei de astăzi. Când te confrunți cu inamicul, caută întotdeauna aliați care vor fi gata să te ajute. Capricorn și ascendent în Capricorn. Planul tău de lecție poate lăsa puțin loc pentru improvizație, dar probabil vei ajunge să te abați de la ipotezele anterioare. Nu vrei să o faci, dar aceasta este o zi care necesită mai multă flexibilitate de la tine. În caz contrar, vei pierde șansa de a realiza ceva fenomenal. Te vei retrage rapid în tine, la cea mai mică ciocnire cu cercul tău familiar. Apoi, pentru a scoate un cuvânt de la tine, va trebui să folosești comori ale răbdării. Dar vei fi primul care va suferi de această situație. Sfatul zilei de astăzi. Fii curajos, dar evită în același timp prostia. Vărsător și ascendent în Vărsător. Încă de dimineață, zâmbetul tău nu îți va părăsi fața.
Oamenii se pot întreba cum este posibil să păstrezi o atitudine atât de optimistă. În plus, nu ai nicio problemă în îndeplinirea atribuțiilor tale. Profită de această zi destul de neutră pentru a rezolva o problemă delicată care îți perturbă relațiile cu o persoană de care ești foarte atașat. Datorită micului ajutor al lui Mercur, vei găsi cu ușurință un punct comun. Sfatul zilei de astăzi: cu determinare poți atinge cele mai ambițioase obiective. Pești și ascendenți în pești. Evenimentele de astăzi pot fi destul de șocante. Îți vor reaminti să îți amâni temporar planurile. Acum ai prea mult de lucru și trebuie să te concentrezi asupra realizărilor specifice în loc să petrești timp pe implementarea proiectelor nerealiste. Fii deosebit de vigilent dacă trebuie să efectuezi o tranzacție imobiliară pe scară largă în această zi. Este probabil cazul să nu fie atât de promițător pe cât crezi și, în orice caz, influxurile astrale vor fi de așa natură încât judecata ta în această privință nu va fi foarte fiabilă. Obține așadar ajutor de la o persoană competentă. Sfatul zilei de astăzi: succesul este o decizie, nu o coincidență.